Salutare dragilor și bine ați revenit la un nou clip. Eu mă numesc Ana pentru toți cei care veniți noi aici pe canal. Astăzi vreau să încep un vlog. Vreau să facem un pic de curățenie și organizare, dar o să mă axez mai mult pe partea asta de organizare în dormitor. Mi-am cumpărat câteva chestioare și da, o să le împărtășesc cu voi imediat. Cred că v-am zis în vlogul de vineri că aștept un pachetel de pe Shein, care încă nu mi-a ajuns, din păcate. Îmi comandasem niște decorațiuni de Paște, ca să zic așa, câteva lucrușoare. Și da, încă aștept să-mi vină pachetul. Sper să ajungă în timp util, vă ziceam asta și vineri. Dacă n-ați urmărit clipul de vineri, vă invit să mergeți acolo sau o să las link către el în descriere, ca să vă fie mai ușor să-l găsiți. Dar e un clip destul de motivațional și sunt tare mândră de clipul ăla. Bun, astăzi, după cum ziceam, ne axăm pe organizare în dormitor. Mi-am făcut și o achiziție nouă, o să vedeți voi despre ce e vorba în decursul clipului. Așa că, da, nici nu știu cu ce să încep prima dată, dar cred că o să încep cu draperiile, pentru că mi-am luat o pereche de draperii noi pentru aici în dormitor. Și trebuie să mă ocup de ele, să le calc și apoi să le pun pe poziție. O să facem toate lucrurile astea împreună. Vreau să fac o reorganizare la hainele lui Patrick. Mi-am luat niște organizatoare pentru lenjeriile mai groase sau pilotă, de exemplu, pe care aș putea să le depozitez sub pat, pentru că deja, deși am cumpărat acest dressing destul de mare, deja simt că nu mai am loc în el și așa că, da, trebuie să reorganizez un pic lucrurile. Deja a venit primăvara, deja se încălzește vremea, sunt anumite lucruri pe care sau care nu mai îmi sunt necesare în anotimpul ăsta, așa că m-am gândit eu să le depozitez undeva și cam asta vom face. Dacă primesc și pachetelul de pe Shein, o să continui cu vlogul în momentul în care îl voi primi și o să punem și restul decorațiunilor de Paște, o să vedeți voi despre ce e vorba atunci. Dar momentan hai să ne axăm pe lucrurile de astăzi, pe care vreau să le fac astăzi. Astăzi voi merge și la muncă, dar după amiază, așa că am destul timp la dispoziție să fac destule treburi până plec la muncă. Și da, astăzi este despre motivație în principal și sper tare, tare mult să vă placă și vlogul ăsta. Îmi era și dor așa să mai stau în fața camerei și să mai vorbim așa, bine, eu cu camera, voi prin comentarii dacă aveți plăcerea, dar da, zic să nu mă lungesc totuși prea mult cu acest intro și să ne apucăm de treburi. În prima fază o să aranjez un pic patul, nu o să schimb lenjerii, nu o să fac treburi de genul ăsta, dar da, o să aranjez un pic patul și apoi ne apucăm de călcat. Cred că asta voi face primul pas, ca să-mi iau de grijă cu draperiile și apoi mai vedem. Cred că ne apucăm de haine. Nu știu. Vedem exact după cum îmi vin treburile, mie mai ușor să le duc la bun sfârșit. Gata, mă lungesc cu intro-ul, ne apucăm de treabă. For you.
da, am reușit să pun draperiile, cam așa arată la geam. Sper să se vadă destul de ok. Am geamul deschis și suflă perdeaua. Dar da, are așa păpădie, ceva floricele, dar mi-a plăcut tare mult nuanța. Este o nuanță caldă, așa. Draperiile le-am luat din Dunelm și le-am găsit la o reducere destul de faină. Și da, îmi plac foarte, foarte mult. Sunt și ele blackout, ca și celelalte dinainte, dar mi se pare că se potrivește mult, mult mai bine pentru sezonul în care suntem și chiar și pentru vară. Și dă un vibe mai interesant camerei. E cam greu să prind culoarea pentru că e geamul, e lumina de afară. Dar da, mie îmi place tare mult. Hai să continuăm cu restul treburilor. Am golit partea asta de dulap al lui Patrick și am luat un organizator pentru dulap care arată așa în imagine. Eu l-am luat din Lidl și cred că a fost 4 lire, dacă nu mă înșel, 3 lire 99 sau 4 lire 99. Oricum, undeva până în 5 lire a fost. Așa că hai să vedem dacă se potrivește aici ca și lungime. Eu sper să da. Să vedem ce putem face. Patrick a mai primit ceva hăinuțe care sunt mai mari, nu sunt pentru vârsta lui și de-aia am decis să iau un organizator pentru că le țineam pe toate teanc și nu reușeam să le mai mențin organizate. Așa că, da, am apelat la organizatorul ăsta care sper eu să mă ajute într-un fel sau altul, dar vom vedea. Cam așa se desface și cam astea sunt rafturile, sper să se vadă, dar stai să vedem dacă se potrivește aici, cred că este puțin cam lung, dar n-ar fi problemă pentru că o să folosesc rafturile care se pot folosi și aia e. Așa că hai să vedem, văd că se prinde aici cu un sky, se prinde de bara asta de umerașe. Și hai să vedem ce o să ne iasă până la urmă. Cam așa. Deci, practic, unul dintre rafturi nu o să îl pot folosi pentru că s-a foldat la final. Dar restul se pot folosi fără problemă. Așa că hai să ne apucăm să punem hainele toate înapoi. Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could have done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. Time, I don't wanna waste time on fake friends. I just wanna get high, I just wanna get high, I just wanna get higher. Cam așa arată dulapul lui Patrick după ce am aranjat lucrurile. Are aici niște gecuțe mai mari, bluzițe mai mari pe care le-am pus pe umeraș. Astea sunt hainele lui pe care le poartă de zi cu zi. Aici jos i-am pus tricouri, aici are pijamale, bluzițe subțiri, aici pantaloni, aici bluze și aici pantaloni mai de plecat, ca să zic așa.
Aici sunt niște pantaloni scurți pentru vară, iar aici sunt niște pantaloni care sunt mari acum. Prosoapele le-am păstrat tot aici, într-un colț, iar aici are un basket din ăsta cu șosețele, chiloței, na, tot ce mărunțișuri din astea. Și da, îmi place tare mult cum arată, îmi place tare mult organizatorul ăsta, chiar a ajutat foarte, foarte mult. Următorul pas este să scot toate lingeriile, pilote, tot ce am pe acolo, mai am și aici și mai am și în partea cealaltă. Și o să păstrez doar lingeriile pentru vară, ce folosesc vara. De exemplu, cum e pătura aia așa pufoasă, nu o să o folosesc vara asta, așa că o să o strâng, o să o pun în organizator, o să întorc camera și o să vă arăt exact despre ce este vorba. Și hai să ne apucăm de treabă. Ok, înainte să mă apuc să scot, vorbesc puțin mai în șoaptă pentru că Patrick încearcă să adoarmă în camera cealaltă. Înainte să mă apuc să scot lingerii și toate nebuniile din șifonier, vroiam să vă arăt că mi-am achiziționat din Tiki Max această husă protectoare pentru fierul de călcat. Mi s-a părut foarte interesantă, nu am mai văzut până acum, văd că scrie aici Brabantia, e brandul. Am geamul deschis, posibil să se audă puțină gălăgie de afară. Și da, am dat cred că o liră și puțin, era la reducere, era ultima. Pentru Tiki Max, o liră și ceva, mi s-a părut destul de ieftină, așa că hai să vedem cum vine aici la fierul de călcat. Văd că se prinde aici cu Sky. Și pur și simplu punem fierul de călcat. Cam așa. Și apoi prindem aici Sky-ul ăsta și cam aia e. Și protejează partea asta a fierului de călcat. Și da, mi se pare o investiție destul de faină. Am așteptat ca să se răcească fierul pentru că am călcat mai devreme, doar ce ați văzut. Și aia e. Acum îl pun la locul lui. Este protejat, îmi place tare mult. Chiar mi s-a părut o investiție destul de faină și la banii ăștia super, super ok. Hai să vă arăt și organizatorul celălalt și să ne apucăm de treabă. Am eliberat rafturile de sus din șifonier și despre organizatoarele astea vorbeam eu, care se pot pune sub pat. Eu acum voi vedea cât de mult încape în ele și dacă aș putea să le pun înapoi acolo. Bănuiesc. Sunt sigură că vor sta adunate în acest organizator și nu se vor mai amesteca lucrurile. În spatele meu am dita mai mormanul cu tot felul de chestii, așa că zic să ne apucăm de treabă, să văd ce voi pune aici. În principiu o să pun lucrurile care nu mai sunt de sezon, păturile mai groase, lingerii care, cum ziceam, nu mai sunt de sezon, fețe de pernuțe, pentru că am fețe de pernuțe de Crăciun, pe care nu o să le mai folosesc practic câteva luni bune de acum încolo, așa că da, le voi organiza în aceste două chestii. Astea le-am achiziționat tot din Lidl, cred că tot până în 5 lire au costat. Și da, după cum ziceam, sunt două, sunt cu fermoar, ceea ce e foarte, foarte bine, așa că chiar dacă le depozitez sub pat, nu va intra praful la ele, sunt destul de protejate și acolo. Așa că, hai, la treabă! Listen to the midnight radio.
ca să înțelegeți că casa mea nu e întotdeauna curată și ordonată. Uitați ce a făcut Patrick, cât am făcut eu curățenie sus în cameră, asta a făcut Patrick jos. Avem nisip de pisică în toată casa. Uitați-vă. Superb. Toată casa e răvășită. Așa arată living-ul. Și e doar un copil. Nu sunt mai mulți. Da, trebuie să mă apuc să fac curat. Asta e. Aici sunt doar jucării. Dar aici tot nisipul pisicii împrăștiat. Oh, am o durere de cap. Salutare, salutare! Astăzi este altă zi. Normal că este altă zi. Este luni deja. Am primit pachetelul de pe Shein și vreau să vă arăt... Să vă arăt lucrușoarele pe care le-am comandat de data asta. Așa că hai să intrăm direct în pachetel. Eu l-am desfăcut un pic aici la început, dar nu m-am uitat în interiorul lui să văd ce se află. Așa că hai să începem cu primul pachetel. O să vă las ca de obicei imagini într-o parte și în alta, să vedeți prețurile și cum arătau pe site și cum le-am primit eu. În primul pachetel am o față de pernă, sper să o vedeți, cu un iepuraș și cu ceva floricele, specific de primăvară, de Paște, ca să zic așa, și îmi place tare, tare mult cum arată. Abia aștept să le pun și să arate, sper eu că o să arate bine și cu siguranță o să arate bine, nu? Hai să deschid al doilea pachetel. Aici am încă o față de pernă, văd că este un material diferit, pe care scrie Happy Easter și are doi gnomi din ăștia cu urechi. Se pare că e un trend cu gnomii ăștia, ba de Crăciun, ba de Paște și da, scrie Happy Easter. E tare, tare drăguță și asta. Mai departe, am aici un pachetel mai mare. Încă nu mi-am făcut ordine în cameră pentru că o să facem împreună, pentru că mi-am comandat și o lenjerie de pe Shein. O să vă las imagini cu ea pe aici, pentru că nu o să o scot acum. Este specifică pentru Paște. Este prima lenjerie pe care eu o am de acest tip, adică să fie specifică pentru sărbătorile astea pascale. Așa că, da, abia aștept să o așez pe pat și o să vedeți voi imagini cu ea imediat. Până una alta o să vă dați seama cum arată din imaginile pe care o să le inserez eu aici. Dar cam așa arată. Prețurile la fel o să le vedeți afișate pe ecran. Mai departe, am făcut numai o ușoare pe aici. Pare că ceva s-a desfăcut. Mai departe, am luat niște table mats. Sunt niște dreptunghiuri din area pe care le pui pe masă. Am luat 4 la număr, tot așa specifice de Paște. O să desfac doar una ca să vă arăt. Ia să vedem. Deja îmi place tare mult materialul din care sunt făcute. Și da, cam așa arată. Sunt cu un iepuraș și 2 ouă. La fel, specifice pentru sărbătorile pascale. Îmi place tare mult imprimeul ăsta. Abia aștept să le pun pe masă. O să trebuiască să le calc un pic înainte pentru că sunt cu niște dungi așa cum au fost ambalate. Dar cu siguranță o să arate super, super fain pe masă. Hai să scot. Mai am aici încă câteva chestiuțe. Cineva mi-a deschis ușa, nu știu cine, cred că vântul. Mai am încă 2 fețe de pernuțe, tot așa decorative. Ia să vedem. Asta este la fel ca cea anterioară cu gnomii ăștia și pe care scrie Happy Easter. Cred că astea 2 o să le pun în living. Și mai am încă una aici. Nu mai țin minte dacă am luat 2 și 2 la fel, chiar nu mai știu. Dar, da, cred că asta este ca cea anterioară. Deci am luat 2 și 2, 2 seturi cum ar veni.
Asta este la fel cu iepuraș și cu floare. Probabil astea o să le pun aici în dormitor și celelalte două o să le duc jos în living ca să arate și canapeaua așa un pic festivă de Paște, ca să zic așa. Și mai am câteva chestiuțe. Am luat eu o instalație așa cu ușoare pe care momentan nu știu unde o voi pune, dar da, o să vedem. Cu ușoare așa colorate, îmi plac tare mult culorile astea pastel, mă duce cu gândul, mi se pare că se potrivesc perfect cu perioada asta, cu primăvară, cu sărbătorile, îmi plac tare mult culorile. Așa, mai departe mai am aici tot așa o instalație cu iepuraș, nu știu cât de mult, haideți să scot din fundă. Este așa, cu morcov și cu iepuraș, pe care la fel, nu știu, cel mai probabil o să fac eu un aranjament pe masa de Paște sau ceva de genul ăsta. Aici văd că am o pungă care s-a desfăcut, dar cred eu că în ea se afla, da, s-au desfăcut toate ouășoarele astea. Sunt niște ouășoare din astea decorative, așa colorate, pe care le-am scăpat pe jos. Era un punguliță aceea, dar s-au desfăcut și sunt toate vărsate aici. Așa, și aici mai am un pachetel care se desfac, că nu mai știu ce era. Oricum, majoritatea pachetelului ăsta pe care l-am comandat de data asta se află chestiuțe din astea de Paște. Iar aici, mai am eu un ornament, wow, de ce micuțe sunt. O să vă inserez poze ca să vă dați seama. Oi, dar ce micuțe sunt. Sunt foarte, foarte mici. Dar sunt niște poturi așa, cu niște cactuși în miniatură. Pe ăsta scrie Love. Hai să le desfac pe toate, că sunt tare, tare drăguțe. Și sunt așa, ca un ornament, tot așa primăvăratic. Mi-a plăcut mie tare mult. Ăsta este un alt pot. Pe ăsta nu scrie nimic. Așa. Eu sunt îndrăgostită de chestiuțele astea mici, în miniatură. Îmi plac foarte mult miniaturile de orice tip, fie ele că sunt, eu știu, parfumuri, bibelouri, orice e mic, mie îmi place. Dar hai să desfac și următorul, să vedem. Este tot un cactus într-un pot așa micuț. Practic, ele erau aranjate așa unul lângă altul pe site. Și cred că așa o să le folosesc și eu, tot în scopul ăsta, o să le pun unul lângă altul. Și ultimul este un cactus în formă de iepuraș, foarte, foarte drăguț. O să încerc să iau eu niște cadre mai de aproape ca să le vedeți. Sunt tare, tare drăguțe, uitați cât de micuțe sunt. Sunt foarte, foarte mici. Așa. Și ultima chestie din pachet. Este un gadget, aș zice, asta se atașează pe display sau într-o parte a display-ului sau la laptop. Văd că are aici un adeziv, probabil se pune aici ca să se lipească și îți poți atârna căștile. Eu știu, dacă vrei să asculti în căști sau așa, mi s-a părut o chestie destul de interesantă și utilă oarecum. Cristi folosește căști din acelea mari, așa că, da, m-am gândit că poate fi utilă oarecum. Oricum, a fost foarte ieftină, să zic așa. Bun, cam ăsta a fost haul-ul de pe Shein. Nu am cumpărat foarte, foarte multe chestii. Vreau să vă întreb, v-ar plăcea să probez rochii elegante de pe Shein? Pentru că plănuiesc să-mi dau o comandă și m-am gândit pentru... Am luat foarte puține chestii elegante de pe site-ul lor și au câteva rochii destul, destul de faine pentru evenimente. Așa că, da, pentru că noi o să avem două evenimente importante anul ăsta, m-am gândit să încerc niște rochii de acolo și să împărtășesc și cu voi, să vă dau un review. Sunt curioasă. Lăsați-mi în comentarii dacă v-ar plăcea să vedeți un clip de acest gen. Și da,
haideți să ne apucăm de treabă, o să facem puțină ordine aici în cameră, o să schimb lenjeria, o să pun lenjeria nouă și da, să îmi ornez, să îmi decorez mai degrabă un pic și, și dormitorul pentru sărbătorile ce urmează să vină. Așa că hai să ne apucăm de treabă, să nu ne lungim la vorbă și să vedem ce o să ne iasă. Think I have too much to process, and I've been feeling kinda hopeless. I know I'm not supposed to feel this way. I know it's been a while since I held you in my arms. And oh, oh, I wasn't ready yet to learn how to live without you. Am terminat și ordinea în cameră. Cred că deja v-am inserat câteva cadre cu lenjeria, cum se aranjează pe pat și cum am aranjat eu lucrurile. Am pus ouăle acelea sus acolo. Cred că o să se vadă tare drăguț spre seara, așa când o să aprind instalația aceea. După cum ziceam, îmi plac tare mult culorile, îmi place tare mult lenjeria, îmi plac și fețele de pernă. Într-un alt clip o să punem și restul decorațiunilor pe aici, pe acolo. La bucătărie, de fapt, mai am depus chestiile acelea pe masă, dar o să vedeți voi în următorul clip, vineri mai exact, când o să facem și ultimele pregătiri de Paște, o să aranjăm masa, o să facem totul să arate frumos și festiv pentru sărbătoarea care vine. Sper tare, tare mult că v-a plăcut și clipul de astăzi, o să închei vlogul aici. Eu vă pupăcesc și mă bâlbâi și da, o să ne revedem vineri cu un nou clip aici la Ana pe canal. Vă pupăcesc! Pa, pa! With you.